Binecuvântate este Dumnezeu nostru, totdeauna, acum și pururea, și în veci, veci, lor. Amin. Hristos a înviat din mor, cu moartea pe moarte, tăcă și celor din morminte, viață dăruindu-le. Hristos a înviat din morți, cu moartea pe moarte călcând, și celor din morminte viață dăruindu-le. Hristos a înviat din morți, cu moartea pe moarte călcând, și celor din morminte viață dăruindu-le. Pe cale cea strântă și cu chinul, toți care în viață crucea ca jugul ați luat și mie ați urmat cu credință, veniți de luați darurile pe care le-am gătit vouă și cununile cerești. Binecuvântate-și, Doamne, învață-ne pe noi îndreptările tale. Odihnește Dumnezeule pe robii tăi și așează în rai unecetele sfinților tăi, Doamne, și drepții ca luminătorii strălucesc. Pe adormiți robii tăi, odihnește-i, trecându-le lor toate greșalele. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! De o Dumnezeire întrei străduce, cu dreapta credință să o lăudă strigând. Sfânt ești, Părinte, fără de început, Fiule cel împreună, fără de început, și Duhune cel Dumnezeie. Luminează-ne pe noi care cu credință slujim ție, și ne scoate pe noi de focul cel de veci. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Bucură-te curată ceea ce ai născut pe Dumnezeu cu trup spre mântuirea tuturor. Că neamul omenesc a aflat mântuire prin tine și noi să aflăm raiul născătoare de Dumnezeu curată și binecuvântată. Aleluia, 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 slavă ție Dumnezeule! Aleluia, 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 slavă ție Dumnezeule! Aleluia, 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 slavă ție Dumnezeule! Odihnește Mântuitorul nostru cu dreptii pe robii tăi,
și să lăsuiește în curțile tale, precum este scris, trecându-ne ca un bun greșelilor cele de voie și cele fără de voie, și toate cele într-o știință, și într-o neștiință, iubitorule de oameni. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Cel ce ai răsărit lumii din Fecioară, Hristoase Dumnezeule, și prin aceasta fii luminii ne-ai arătat, miluiește-ne pe noi. Minunate este Dumnezeu într-o sensi săi, Dumnezeul lui Israel. Doamne, odihnește cu drepții pe adormiții robii tăi. Noi este Sfânt Crescutul, Doamne, Dumnezeul meu, care nu s-a crucea credincioșilor tăi, bunule, și ne-ai sărit pe noi pe piatra mărturisirii tale. Cu adevărat, deșertăciune sunt toate și viața aceasta este umbră și vii scândeșesc în sufletul pământeanu, precum a zis Scriptura, când dobânim lumea, atunci în groapă ne sărășim. Unde împreună sunt împărații și săraci, pentru aceasta, Hristoase Dumnezeule, pe robii tăi aceștia mutați la noi, odihnește ca un iubitor de oameni. Ornea vieții văzându-o, înălțându-se de biforul ispitelor, la limanul tocelin alergând strică către tine, scoate din stricăciune viața mea mult milostive. Cu Sfinții odihnește, Hristoase, sufletele adormiților robilor tăi, unde nu este durere, nici întristare, nici suspin, și viață fără de sfârșit. Tu singur ești fără de moarte, cel ce ai făcut și ai zidit pe om, iar noi pământenii din pământ suntem zidiți și în același pământ vom merge. Precum ai poruncit cel ce m-ai zidit și mi-ai zis, pământ ești și în pământ vei merge, unde toți pământenii mergem, făcând tânguire de îngropare, cântarea. Aleluia, 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 cu Sfinții odihnește Hristoase, sufletele adormiților robilor tăi. Unde nu este durere, nici întristare, nici suspin, și viață fără de sfârșit. Născătoarea de Dumnezeu și Maica Luminii, pentru cântări cinstindu-o, să o mărim. Duhurile și sufletele dreptilor te vor lăuda pe tine, Doamne, pe Dumnezeu al vedea nu este cu putință oamenilor, spre care nu putează căuta oștile îngerești, iar prin tine prea curată s-a arătat oamenilor cuvântul întrupat, pe care slăvindu-l cu oștile cerești pe tine te fericim. Sfinte Dumnezeule, Sfinte Tatăl, Sfinte fără de moarte, miliește pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte Tatăl, Sfinte fără de moarte, miliește pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte Tatăl, Sfinte fără de moarte, miliește pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și vecii vecilor. Amin. Prea Sfinte Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre, bine iartă fără de legile noastre, Sfinte cercetează și vindecă-ne ființele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în ceruri, așa și pe pământ. Pâinea noastră, ceritoare, să ne dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă cea noastră rugăciune pe dreptilor noștri. Și nu ne duci pe noi în ispită și ne izbăvește de cel viclean. Că Ta este împărăția și puterea și slava Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Cu duhurile dreptilor celor ce s-au săvârșit, odihnește, Mântuitorule, și sufletele adormiților robilor Tăi, păzindu-le pe dânsele într-o viață cea fericită, care este de la Tine, iubitorule de oameni. Într-o dină Ta, Doamne, unde toți Sfinții Tăi se odinesc, odihnește sufletele robilor Tăi. Robilor Tăi le odihnește. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Una curată și prea nevinovată, Fecioară, care ai născut pe Dumnezeu mai presus de fire, pe acela roagă să mântuiască și sufletele adormiților robilor Tăi. Miluiește pe noi, Dumnezeule, după mare mila Ta,
rugăm-ne, ți auzi-ne și ne miluiește. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Încă ne rugăm pentru odihna sufletelor adormiți, rog Dumnezeu, ctitorii, binefăcători, slujitori adormiți ce au slujit, vețuit în sfântă mănăstirea noastră, ia-ne hadâmbul cu tot neamului ce-a dormit, Iove romonaful, Ananie romonaful, protosim exedei crădiacul Elianschi monaful Serafim, monahii Damaschini Visarion, monahiei Caterina Lavrentia, frații Sorin Nicu Lucian, Gheorghe Gheorghiță, Vasile Parascheva, Gheorghe, cu tot neamul ce-a dormit. Și pentru casele sertelor, toată greșeala, cea de voie, cea fără voie. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Ca Domnul Dumnezeu să așeze sufletele lor unde drept și se odinesc, mila lui Dumnezeu, împărăția cerurilor, iertarea păcatului de la Hristos, împăratul cel fără de moarte, și Dumnezeu nostru să cerem Domnului să ne rugăm. Doamne, Doamne, miluie, miluie. Și a tot trupul că-i călcat moarte și pe diavolul ai supar din viață în mitare. Însuți, Doamne, odinește sufletele adormiților robilor Tăi și s-au pomenit cu tot neamul lor ce l-a dormit. În loc luminat, în loc verdeață, în loc de odihnă, de unde a fugit toată durerea, întristarea și suspinarea. Și orice greșeală au săvârșit ei cu cuvântul, cu lucru sau cu gândul, ca un Dumnezeu bun și iubitor de oameni, iartă-ne lor, Dumnezeu să ierte. Că nu este om care să fie viu să ne greșească, numai Tu singur ești fără de păcat. Dreptatea Ta este dreptate în viață și cuvântul Tău adevărul, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Că Tu ești învierea și viața și odihna adormiților robilor Tăi, Hristoase, Dumnezeu nostru, și Ție slavă, Ți înălțăm împreună și celui fără de început al Tău, Părinte, și cu prea sfântul și bunul și de viață făcătorul Tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Stăpâne mult îndurate, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeu nostru, care da Sfinți ucenici și apostolici căile împărăției cerurilor, iar după sfântă învierea Ta cea de-a treia zi, cu harul Tău le-ai dărit putere de a lega și deslega păcatul oamenilor. Ca să fie legate și în cer, când ești pământ s-a legat. Și tot așa să fie dezlegate în cer și de ei pe pământ s-a dezlegat. Deci, când e spus a Ta iubire de oameni, în ce pe noi smeriți, nevrednici Te rog, să fii moștenitori acelor ce sunt dar și har. Ca și noi de asemenea să legăm, să deslegăm ce se întâmplă pe Tău Tău. Însuți prea bunurile împărate, prin mine nevrednicul slujitorul Tău, iartă pe adormiții robii Tăi, ctitorii, slujitorii, adormiții au slujit, viețuit în sfânta noastră mănăstire, care acum se pomenesc. Ia nehadrimu cu tot neam și cum fi Iove romonacul, Ananie romonacul, toată simic se decrăbuia când îl ia. Schimonahul Serafim, monahii Damaschim, Visarion, monahii Caterina Lavrentia, frații Sorin Nicu Lucian, Gheorghe, Gheorghe, Vasile, Parascheva, Gheorghe, cu tot neamul lor. Și tot ce ce odihnesc în cimitirul Sfintei Mănăstirii noastre, fiecare după lor nume. Orice au greșit ca un om în această viață, iartă toate. Câte au păcătuit, prin cuvânt, faptă, sau gândul dezlegându-i de legătura pusă în orice chip asupra lor, prin care ei însuși de mânie sau de înaltă putină s-a legat de sine, sau de la arhereu, sau de la preot, sau de la altceva, sau de care e aceasta.
Din invidia lucrarea diavolului binevoiește prea bunului mult îndurate. Ca sufletul să așeze cu sfinții, ca din beaca bunicuție, iar trupul să dea pe cele zile tine. Că binecuvântat și prea slăvit ești în vecii vecilor. Amin. Înțelepciune. Luminează-te, luminează-te, ore, Ierusalim, că slava Domnului peste tine a răsărit. Salta acum și în gură, Sionia, tu curată născătoare de Dumnezeu, veselește-te într-o virea ce născută. Slavă ție, Hristoase, Dumnezeu, nădejdea noastră, slavă ție. Hristos a înviat din morți cu moartea pe moarte călcând și celor din morminte viață dăruindu-ne. Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, prea cuvioase Părinte, binecuvintează. Cel ce a înviat din morți, Hristos, adevăratul Dumnezeul nostru, pentru că cine prea curat e mai închisare, ale Sfinților slăviți într-o însă a fost cel cuvios și Dumnezeu Păstorul Părinților meu. Ale Sfântului dreptului lat cel înviat din morți a patra zi pentru Sfință, sufărătorilor săi, te rământați de la noi în cortul de Sfântul Sfântului. Amin, 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 amin. Pentru fericită adormire veșnică, odihnă pe Doamne, sufletilor adormiți robilor Tăi, ia ne habim cu tot neamul încălumit Iovieru monahul, Ananieru monahul, Schimonahul, Serapim monahii, Damaschim, Visariu monahii, Ligatirila, Ventea, frații, Sorinică, Lucian, Gheorghe, Gheorghiță, Vasile, Parascheva, Gheorghe, cu tot neamul lor cel adormit, Anita Vasile, cu tot neamul cel adormit, Verona, cu tot neamul cel adormit, Fâilor, veșnică, pomenire veșnică, pomenire veșnică, pomenire veșnică, lor pomenire. Sfântelor Doamne, veșnică pomenire, veșnică pomenire, veșnică pomenire, veșnică lor pomenire. Neam, neam, odihnesc anunță robilor Tăi pomeniți și de fălor veșnică pomenire. Hristos a înviat din morți, o moartea pe moarte călcând și celor din morminte viață dăruindu-ne. Așa că, în afară că trebuie să aprindem candeluța pe mormântul fiecărui din familia noastră care a plecat la Domnul, o lumânare, o floare, rostind rugăciunea Tatăl nostru și din când în când, dacă se poate, ridicând câte un parastas făcut pentru subtul lor, cei care, într-adevăr, ați iubit și cinstit părinții, am observat că an de an faceți praznic și parastas celor care au plecat din această viață. Încă o dată Dumnezeu să ierte și vă mulțumesc că ați fost prezenți, fiindcă majoritatea din fiii noștri duhovnicești au cunoscut nu pe toți părinții de aici, nici noi chiar pe părintele Iov, Iulian, nu l-am cunoscut, dar sunt părinți care au viețuit de când s-a redeschis mănăstirea și am avut șansa, binecuvântarea să-l cunoaștem pe părintele Serafim, care ne-a fost drag sufletului nostru, care a rămas și rămâne în inima și mintea noastră ca un bun povățuitor, un bun monah și schimonah, care ne face cinste nouă să vorbim de fiecare dată și de fiecare dată când ne aducem aminte să aprindem câte o candeluță pe mormântul părintelui schimonah, care a făcut o ascultare cu multă râvnă în această mănăstire, până înainte de plecare, aproape cu 3 săptămâni. A fost tot timpul sub scutul ascultării.
Așa că vrednic este, vrednic a fost și va rămâne în acest loc un părinte iubit de noi toți și ceilalți părinți destoinici care au slujit pe timpuri mai grele. Poate că n-au avut nici măcar unde să-și plece capete. Îi pomenim astăzi și nu numai astăzi, la fiecare sfântă dumnezească liturghie. A lăsat acest loc sacru duhovnicesc, se simte și tainic prezența sfinților lor, se simte că s-au rugat, au fost rugători și au lăsat multă binecuvântare aici. Chiar din cimitir aici, să știți că undeva ei, când venim și aprindem o lumânare, mijlocesc înaintea lui Dumnezeu pentru noi păcătoși.